ce se întâmplă și cum este promovat Iașul de către Consiliul Județean. Noi, ca asociația patronală, sprijinim aceste demersuri și ne oferim tot aportul profesionist pentru a crea din Iași o destinație competitivă în turismul românesc, dar nu numai. Prin legăturile pe care aeroportul din Iași le are acum cu Europa și cu Asia, trebuie să ridicăm standardele la care dorim să ajungem. Nu este suficient să ne batem cu orașul din țară, trebuie să ne luptăm să avem servicii turistice și un produs competitiv la nivel cel puțin european. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că înțelegeți să transmiteți un mesaj foarte important. Și este mesajul care vreau să rămână colegii din presă și oamenii din Iași după aceste demersuri ale noastre. Turismul, cultura, educația sunt surse de venit pentru o administrație inteligentă, nu sunt găuri în buget. Acest lucru s-a înțeles atunci undeva în țară. Am emoții foarte mari pentru că undeva acolo este o delegație foarte puternică de la Sibiu. Sunt colegii la care am învățat foarte multe și vreau să datorez pe o mare parte din traseul meu profesional. Sunt cei pe care încercăm să ajungem din urmă